Te interoga ceva să mai vorbim despre, de ce mă întreb mereu? Nu, și atât. Dar de ce mă întreb mereu? Bine, ca să nu zic în direct și să... Ce să zici în direct? Vrei să zici și eu în direct? Ce să amenințe să zici direct? De aia ți-am zis dacă știe sau nu, ca să nu mă trezesc vorbind aiurea. Dar nu-i treaba ta. Păi bine, asta... Cum adică nu să vorbesc cu aiurea? Vin aici de ai mei să discutăm despre asta? N-ai înțeles nimic. Las-o așa, las-o așa. Deci trebuie să dai tu explicații pentru ce primesc eu, nu? Nu, descurcă-te. Deci atunci... Ți-am mai zis că nu sunt dușmanul tău. Păi văd că ești. Chiar te rog ceva să nu mai vorbim despre de eu, că te întreb ceva, nu răspunzi. Te-a afectat sau ce? Nu, dar nu mai vreau să vorbesc. Înțelegi chestia asta sau nu? Deci nu mai spui la mine, înțelegi? Da, vreau să țip, e vreo problemă? Da, țipă și... Că văd că nu înțelegi, te rog ceva frumos și tu faci. Și nici mie nu-mi place. Când te rog ceva să nu mai faci, nu mai faci. Și dacă nu ce? Mă dacă lovesc nu, sau ce? Nu te lovesc, stai liniștită, da. Că te întreb eu de Italia, gata, iei foc. Hai să te pop ca să schimbăm subiect. A, nu mai te strâmba așa. Dar ești chiar când infantil. Când ai fost ultima oară în Italia? Nu mai țin minte. A, nu mai țin minte? Nu, eu chiar nu țin minte. Știi, fiecare moment și acum nu mai țin minte. Trebuie să mă gândesc. Trebuie să mă gândesc acum, dată l-am întors. Când te rog ceva, frate, gata, nu se încheie discutări de voștri și gata. Tu da. Să treacă un copil, să-i dau bani, să meargă să-mi ia țigări. Doamne.